Bună ziua! Aș vrea astăzi să punctăm anumite lucruri legate de acest obiectiv important, Biblioteca Municipală George Radu Melidon, restaurarea, consolidarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Aveți și imagini cum arăta și pe urmă vor fi și imagini despre cum este acum. Am vrut să vă dau mai multe date tehnice. Am invitat alături de mine și pe domnișoara director, Cristina Paranite, directoarea bibliotecii, pe domnul Ovidiu Bojescu, city managerul, care a avut un obiectiv important în a urmări pas cu pas desfășurarea activității de aici, și constructorul, domnul Eugen Borș, directorul Combas, a societății care s-a ocupat de reabilitarea bibliotecii. Eu cred că este un obiectiv realizat în roman de o manieră foarte frumoasă. De altfel, este prima clădire publică reabilitată în municipiul roman. Nu reabilitată, restaurată. Restaurată, ca să spunem lucrurilor pe nume, foarte corect. Aprecierile au venit după deschiderea bibliotecii în valuri aseară, și de la cei din oraș și de la cei de la județ de la nivel național. Vreau să vă spun că există o apreciere deosebită pentru acest obiectiv. Această idee de a reabilita biblioteca a venit și din partea oamenilor de cultură din roman, din partea societății civile, a tuturor celor care îndrăgesc, care iubesc cartea. Iar discuția s-a purtat, așa cum am mai spus, într-o seară de decembrie cu președintele Consiliului Județean de atunci, domnul Vasile Pruteanu, căruia din nou îi mulțumesc public pentru deschidere, împreună cu care cred că am făcut, în calitate de președinte al Consiliului Județean, cele mai frumoase și importante investiții în municipiul roman, susținute de Consiliul Județean. Și reamintesc aici etapa întâi a arterei Roman-Est, reamintesc aici Muzeul de Științe ale Naturii, vă aduceți aminte unde se desfășura activitatea, într-o clădire aflată la intersecția Ștefan cel Mare cu Bulevardul Republicii, și iată că astăzi Romanul are un Muzeu de Științe ale Naturii, dar și Casa Falcoianu, corpul B a Muzeului de Istorie, care era în licitație pentru a fi adjudecată de un privat. Atunci am intervenit la domnul președinte Pruteanu și l-am determinat să sprijine achiziționarea acestei clădiri pentru a nu cădea în spațiu privat, atâta timp cât, fiind o clădire importantă pentru municipiu, putea să rămână în domeniul public. De altfel, această reabilitare, restaurare, a continuat cu sprijinul celui care a fost Culiță Tărâță, președinte al Consiliului Județean, care a înțeles foarte bine despre ce este vorba și a finanțat coerent și etapizat mare parte din lucrările de aici, și pe această cale țin să îi mulțumesc, chiar dacă nu mai poate auzi de aici, dintre noi, de pe pământ, poate de acolo de sus. Se bucură și dânsul de realizarea acestui obiectiv. Așadar, după discuțiile din decembrie 2011, în 2012 am proces la realizarea unui acord de parteneriat între Primăria Municipiului Roman și Consiliul Județean, având de plină înțelegerea Consiliului Județean prin domnul Vasile Pruteanu. Ulterior, după cum știți, am avut mai multe piedici în Consiliul Local, am reușit să le depășim cu unele sacrificii din partea unor oameni care au pus interesul orașului deasupra interesului politic. Mai rar se vede așa ceva în țară, iar în Roman nu știu de câte ori s-a văzut. De aceea oamenii respectivi astăzi se regăsesc în echipa mea și le mulțumesc pentru încrederea pe care mi-au acordat-o și faptul că îmi sunt alături. Contractul a început să se deruleze, deci ca și lucrări efective,
din august 2012 și s-a terminat la sfârșitul lunii mai, de acum putem spune 2016. Sursa de finanțare, așa cum v-am spus, a fost bugetul local și bugetul județean. Am avut reabilitarea și mai multor clădiri, corpul principal C1, turnul Florentin C2 și C3 anexele. Valoarea de proiect, valoarea de control din proiect a fost de 46 de miliarde de lei vechi. În urma licitației, lucrările s-au contractat pentru valoarea de 42 de miliarde 710 milioane. Iar lucrările s-au finalizat pentru pe partea de consolidare de 35 de miliarde 447 de milioane vechi, la care adăugând partea de proiectare, lucrări de restaurare, componente artistice, care ne-a permis, sigur, nu numai să ne încadrăm în suma de proiect, dar și în cea de contractare și să facem și aceste lucrări care nu au fost prinse în proiectul inițial privind dotări, mobilier, rafturi mobile, scaune, cu o valoare de 3 miliarde de lei și iluminatul arhitectural, care s-a ridicat la 480 de milioane de lei. Aș vrea să vă spun că suma totală vechi, dar totul am vorbit de vechi. Deci suma totală cu care noi ne-am încheiat pe acest proiect este de 41 de miliarde 434 de milioane, adică o economie față de lucrările contractate de 7 miliarde 250 de milioane, împreună cu economia produsă prin licitație, aproape 8 miliarde de lei față de suma dată prin proiect. Aceste economii au provenit, așa cum vă spuneam, din licitație, datorită unor schimburi de soluții în urma unor solicitări a lui ISU, dar și datorită reducerii de TVA de la 24% la 20%. Prin urmare, iată o gestionare foarte eficientă, spun eu, a banului public și o realizare foarte frumoasă a unui obiectiv important cultural. Lucrările de consolidare au fost executate de SC Combas SRL, care a proces de la consolidarea terenului de fundare cu teranți forați, centuri de beton armat la cota superioară a tavanului C2 și C3, adică a turnului și a anexelor, toți pereții cămășuiți cu zidărie, am avut toți pereții fisurați, au fost cămășuiți, refacerea totală a planșeului de lemn, refacerea șarpantei, consolidarea turnului Florentin printr-un tub interior din beton armat pe fundație proprie și conectarea lui cu tubul existent din zidărie de cărămidă. O lucrare dificilă, o lucrare pretențioasă, dar fără de care nu știu dacă turnul ar mai fi avut foarte multe zile de aici încolo, dacă ar fi rămas așa. De asemenea, lucrările de restaurare componente artistice a avut ca executant pe SC Aniame Baciu SNC, care a procedat la îndepărtarea mecanică a vopsitoriilor suprapuse originalului, consolidarea stratului de culoare desprins împreună cu stratul de preparație, dar și integrarea cromatică a lacunelor stratului de culoare. Așa cum ați văzut și dumneavoastră ieri, cred că și lucrările au fost pe măsura obiectivului și finalizarea este pe măsura obiectivului, dar și redeschiderea bibliotecii a fost pe măsura obiectivului. A fost această veche clădire numită în lista monumentelor Casa Ioachim, a fost sfințită de înalt preasfințitul arhiepiscop Ioachim și prin puterea Duhului Sfânt, așa cum am spus, a destransformat în biblioteca George Radu Melidon în luna mai, adoptând prin hotărâre de Consiliul Local și denumirea acestei clădiri, acestei instituții, mai bine zis, care o purta cumva inductiv, dar nu avea un certificat de naștere. Astăzi îl are. Aș vrea să mulțumesc pentru implicare domnișoarei director, care a fost trup și suflet, cu care
ne sfătuiam în fiecare lună la operativă și de câteva ori pe timpul săptămânii, cu care împreună analizam pe plan și soluții și mobilier și am discutat și zicem noi că am ales cele mai bune soluții pentru acest obiectiv. Vreau să-i mulțumesc domnului director, city managerul Ovidiu Bojescu, care a avut ca atribut monitorizarea desfășurării activităților de aici și care de asemenea s-a implicat și la orice problemă apărută a fost prezent, căutând să soluționăm orice inadvertență sau orice viciu ascuns care a apărut. Vreau să-i mulțumesc și domnului director Costel Ianache, care nu este prezent, dar care s-a implicat cu tot ceea ce înseamnă parte de sistematizare verticală și amenajare a zonei din proximitatea bibliotecii. Vreau să-i mulțumesc și domnului constructor Eugen Borș, care a dat dovadă de seriozitate, de implicare, care sigur pe parcursul lucrărilor ne-a mai ciocnit, că așa se întâmplă, mai apar și divergențe, mai apar și ciocniri. Important că au fost ciocniri elastice, nu plastice. Constructive. Și toate acestea au dus spre eficientizarea și spre lucrări de calitate. Aș vrea acum să dau cuvântul domnișoarei director, Cristina Paranite, să spună câteva lucruri cu privire la acest obiectiv, să încerce să însumeze din ceea ce s-a întâmplat în câteva propoziții aici în fața dumneavoastră și a romașcanilor. Vă rog. Așa cum am mai spus, obiectivul Casa Ioachim, aflat în anul 2011 într-un stadiu avansat de degradare, deci nu mai puteam amâna nici măcar o zi, la inițiativa primarului de Roma, domnul Laurențiu Dan Leureanu, s-a făcut, așa cum se face pentru un obiectiv, un proiect, un studiu de fizabilitate. Au urmat etapele știute, numai că atunci când credeam că totul intră pe un făgaș normal, au apărut niște reacții neașteptate. Mărturisesc că la ședința de consiliu, la prima ședință, când proiectul a fost respins, am fost uluită. Chiar nu venea să cred că se întâmplă așa. Mi se părea că e ceva formal. E bine, n-a fost așa. A fost o luptă. Am avut un scut din societatea civilă, doamna Flora Ordean, care s-a implicat și căreia îi mulțumesc din nou public, iar și iar, și o să fac tot timpul. A fost un număr de peste 8.000 de semnături. 11.000 s-au ajuns până la final. 11.000 de semnături. Le mulțumesc tuturor celor care au înțeles necesitatea și urgența demarării proiectului. Ironia face ca, plecând de la acea de tristă amintire de ședință de Consiliul Local, am trecut pe lângă casa Seliu Celibidache, unde era un anunț, cred că mai e și acum, atenție, pericol de prăbușire, și am avut un fior. Mi-a fost teamă că urma ca aceeași inscripție urma să fie aplicată și clădirii Casa Ioachim. O clădire care, în ciuda prestanței arhitecturale, așa cum am mai spus, era un pericol de prăbușire. Era un pericol pentru salariați, era un pericol pentru utilizatori, erau, de câte ori ploua, nu știam unde va ceda, erau bucăți din tavan, care bucăți considerabile din tavan, care punea în pericol, până la urmă, securitatea noastră a tuturor. Nu am privit niciodată clădirea ca pe un obiect. Eu am considerat-o o persoană, un pacient la terapie intensivă, care până la urmă și-a primit grație constructorului, care cu experiența pe care o are în monumente a reușit să facă acea minune pe care ați văzut-o cu toții ieri. Din ce mi-a spus, e cea mai grea lucrare de până acum, printre cele mai grele. Mi-amintesc că la o vizită a unei delegații din Franța a spus că asta este Golgota mea și interlocutorii francezi au spus că asta să nu traduceți, că am înțeles. Ce să vă mai spun? E un vis împlinit.
cuvintele sunt de prisos. Astăzi a fost prima zi în care am intrat în instituție pe ușa principală. A fost minunat și parcă în pereții din holul principal mai răsunau acordurile și corului Armonia și a slujbei de simțire. Deci a fost un moment înălțător. A fost exact ceea ce această clădire merita. Vă mulțumesc tuturor. Le mulțumesc tuturor colegilor mei din Primăria Roman, iar și iar. Am fost îngrozitor de plictisitoare. Am fost de câteva ori pe zi peste ceea ce dumnealor aveau în fișa postului. Eu am fost coșmarul lor. Sper că o să mă ierte. Sper că toate eforturile conjugate au meritat. Le mulțumesc încă o dată Direcția Tehnică, Direcția Urbanism, doamnei arhitect șef Ana Maria Alexe, le mulțumesc celor de administrativ, de la Servicii Lucrări Edilitare. Ați văzut ce au făcut acolo în fața bibliotecii, mă refer la amenajările din curtea interioară și din părculeț. Le mulțumesc colegilor mei de la Biroul de Organizări Evenimente Speciale, care au prietenii și colegii mei, pentru că suntem o echipă foarte sudată, nici nu pot imagina că aș putea vreodată să nu i-am colaborator. Și nu în ultimul rând, îi mulțumesc domnului City Manager, care a fost alături de mine. Însă, tot ce ați văzut ieri acolo nu ar fi fost posibil fără implicarea și fără, până la urmă, inițiatorul și cel care a sprijinit acest proiect în totalitate, este domnul primar Laurențiu Dan Leureanu. Vă mulțumesc, domnule primar. Cu plăcere. Și acum mai port urme de la cicatricile luptelor politice din acele vremuri, dar am avut alături de mine oameni destoinici, oameni de cultură, societatea civilă, oameni din mass media, doamna Flora Ordean, domnul Dan Dimitriu, domnul Alin Antochi, care atunci era președintele PSD-ului și a trecut peste partipriul politic și a luat decizia și a transmis consilierilor PSD să voteze. Mă bucur că astăzi este alături de mine în echipa mea și îl rog pe domnul Ovidiu Bojescu să spună câteva lucruri despre acest obiectiv. Eu sunt la o parte construcția care, zicem că a ieșit până la urmă foarte bine. Ar mai fi de subliniat niște lucruri interesante care s-au întâmplat. Deci, ar trebui aici a pomenit probabil și domnul profesor Zaharescu, care a făcut bustul, care a restaurat câteva statui și niște frontoane acolo, din câte știu eu. Așa este. După aia ar trebui spus că am salvat de la pieri un gard care la spitalul vechi în spate, care se zăcea de mult. Să știți că gardul din față are 140 de ani. Este monument și el. Monument, dacă să-l putem numi așa. Este un oțel deosebit. La vremea respectivă se folosea numai nituirii. Dar gândiți-vă că nu putem găuri. N-am putut da gaur în el. N-am putut să-l găurim. Ca atare am folosit alte mijloace. Ce să vă spunem, a fost un proiect interesant, singur, cei mai mulți perioadă, cred că ne-au scos cei de la picturi, unde noi ca ingineri, sau cel puțin informația mea, a constructorului, e mai greu de înțeles problema asta artistică și să stai 3 ani acolo și să iei fiecare centimetru, am crezut că nu se mai termină niciodată pictura respectivă. Sunt multe lucruri frumoase, până la urmă ești un obiectiv, zicem noi, care va rămâne pentru multe generații de acum încolo și va fi reprezentativ pentru orașul în care trăim. Mulțumim. Mă rog și pe domnul director Eugen Borș să spună câteva cuvinte care au fost chinurile facerii, ca să zicem așa, acolo. Dânsul a fost omul care a simțit, cred că, cel mai bine zi de zi, ceas de ceas, ceea ce s-a întâmplat, problemele care au apărut, iar toate discuțiile pe care le-am avut, și mai amicale și mai războinice, au ținut doar pentru a scoate obiectivul la final în niște condiții frumoase și mă bucur că domnia s-a înțeles acest lucru și dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnul primar. Vă mărturisesc că acum am în față, mă gândesc acum 3 ani de zile când noi semnam contractul de restaurare, consolidare a bibliotecii și eram... 4 ani. 4 ani. Eram bucuros în felul meu, dar în momentul în care am analizat mult mai bine și mai în detaliu lucrarea, mi-am dat seama de complexitatea ei. Pentru mine lucrul ăsta a fost o provocare și atunci mi-am impus o strategie, strategie care a fost fundamentată pe principii reale de restaurare. Vă rog să-mi permiteți să vă spun că, poate fără lipsă de modestie, lucrarea în sine
zic eu că este o lucrare care este model chiar pentru restaurarea de la nivel național, asta după ce au fost câțiva profesori din Ministerul Culturii care ne-au felicitat. Și această lucrare este o restaurare pură. Am să vă rog să-mi permiteți, când merg la laptop, să fac un scurt preambul, pentru că toți oamenii, pe bună dreptate, în 3-4 ani de zile cât au trecut pe acolo, și-au pus întrebarea de ce lucrarea a trenat, totuși sunt ani care au trecut. Ce pot să vă spun este că, pe lângă faptul că noi am respectat absolut toate principiile și etapele de restaurare, noi nu am făcut altceva decât să dezbrăcăm o clădire veche care era îmbrăcată cu, hai să spunem la nivel metaforic, cu o haină care nu-i stătea bine și noi, de fapt, i-am redat frumusețea inițială. Important în acest lucru este faptul că noi am păstrat materia și substanța originală a monumentului. N-aș vrea să fac o comparație cu alte lucrări din țară, tocmai de asta spun că este o lucrare reușită. Noi am reușit, pur și simplu, să reactivăm, dacă se poate spune așa, frumusețea originală. Vă mărturisesc și am să vă prezint un pic mai târziu, publicații din Statele Unite, din Elveția și din Portugalia, unde eu fac parte, am publicat împreună cu niște profesori de la Universitatea Cuza din Iași, am publicat metode de restaurare a acestei teracote, pentru care noi am fost chiar felicitați. Nu am făcut rabat la niciun fel de principiu de restaurare, repet. Greu mi-a fost să mă apuc, dar în momentul în care am reușit să-mi convinc și oamenii mei care au fost capabili să facă lucrări de calitate, lucrurile au mers un pic mai bine. Eu vă mulțumesc, domnule primar, pentru sprijinul care ne-ați dat. Evident că acele momente tensionate au trecut. Important sunt ceea ce vedem. Eu n-am făcut altceva decât ca romașcan să redau oamenilor de roman ceea ce meritau. Lucrarea pentru mine este... Da, eu au fost o golgată, într-adevăr. Mă scuzați că am și emoție pentru că știu ce am trecut. Dar am reușit. Am să vă rog să-mi permite să trec un pic la laptop ca să iau, începând de la fundație până la ultima etapă, să vă prezint toate etapele de restaurare. Vă rugăm. Așa cum vedeți în plan, bănuiesc că se pot vedea, lucrarea a fost structurată pe trei corpuri de clădire. Este vorba de corpul principal, corpul monument istoric, este vorba de turnul care este un turn de factură florentină și corpul anexă. Aș vrea să-mi urez un lucru de la început. Corpul anexă a trebuit să fie tratat ca și monument istoric pentru că legislația o impune. În legislație spune așa că un monument istoric are o rază de protecție care în mediul urban este de 100 de metri. Ori în momentul în care această anexă era foarte apropiată de corpul principal, trebuia să o tratăm ca atare, lucruri pe care o să le prezint în cea de-a al treia secțiune. Să revenim la corpul principal, corpul C1. Vom începe în primă fază cu o lucrare cu tot ce înseamnă partea de rezistență. Partea de rezistență secțiune. Sper să se vadă. Partea de rezistență are trei niveluri de consolidare. Este un prim nivel, la nivel de fundații, care au însemnat centuri perimetrale în fiecare cameră, terminate cu șaibă de beton armat, dublate de un sistem, o tehnică mai modernă pe care se numește sistemul tiranțelor forați. Un al doilea nivel este nivelul de... imediat să vă fac o secțiune aici. Mă scuzați un pic, astea sunt planșele care așa au fost transmise.
Deci, cum vă spuneam, un prim nivel de consolidare este la nivelul fundațiilor. Vreau frumos să urmăriți cursorul. Al doilea nivel este la nivelul boiandrugilor, care e tot un sistem de tiranți forați. Ce înseamnă tirantul forat? Înseamnă că eu cu un utilaj am venit pe lungimea zidului, am executat, să spunem, o incizie de 65 de mm, incizie în care am introdus o bară de 25 pe care am pretensionat-o și după care am injectat-o. Un al treilea nivel de consolidare este la nivelul podului, în care am realizat niște centuri perimetrale. Deci, cu alte cuvinte, consolidarea aceasta are un prim nivel subsol, nivel de boiandrugi, nivel de pod, dublate la nivel de pod de un alt tip de tiranți forați verticali, care de fapt creează o rigiditate și în același timp o elasticitate a clădirii. De ce am apelat la această metodă? Tocmai prin faptul că fațada era înfrumusețată de elementele de arhitectură pe care noastră le-ați văzut, nu ni s-a permis, nici nu puteam să intervenim pe ele în mod brutal, și atunci intervenția a fost dată tocmai pe acest principiu. La nivel de monumente istorice se stabilește ca principiu ca toată consolidarea să nu afecteze niciun fel paramentul original. De altfel, dumneavoastră, ceea ce vedeți acum, vedeți niște pereți care sunt consolidați, dar ei, în realitate, au o structură rigidă și, în același timp, puternică, care o să confere stabilitate clădirii. Am să vă rog să-mi permiteți, după care am să vă dau citire și la, cred că e bine acum să vă fac, la pe corpul C1, să vă spun cantitățile care au fost puse în operă. Pe C1, săpături, 250 de metri cubi. Beton, 225 de metri cubi. Cofraje, 370 de metri pătrați. Tiranți forați verticali, 387 de metri. Orizontal, 387 de metri, vertical, 175. Armătură, 27 de tone. Injectare de ciment, 6.500 de kg. Săpătură, șanțuri de piatră, 67 de metri. Și acum să vă prezint câteva fotografii. Aurea, ce-am făcut? Las că am închis. Am închis și nu pot să intru aici. Unde e Cristi? Vin un pic. Unde este my computer? My computer nu văd. Da, ok. Mă scuzați... E greu să fii și inginer, dar e greu să fii și profesor, de dacă nu duci cu lecțiile la școală pregătite, să duci ele... Nu, este vorba că distorsionează un pic videoproiectorul față de laptop. Asta e ideea. Da, imediat. Așa, după cum vedeți, am să îmi permite să reiau un pic discuțiile care au fost la prima conferință de presă, când noi am spus următorul lucru, că această clădire avea două tipuri de fundații. Este o primă fundație de piatră și este a doua fundație de cărămidă. Datorită acestor seisme care au fost, fundațiile de cărămidă au fost cele care au fisurat. Uitați, fisuri puternice, care, vedeți, prima fundație de piatră a rezistat, în schimb cea de-a doua a avut probleme. Și atunci ce s-a întâmplat? A trebuit să facem o grindă perimetrală în care cu această grindă perimetrală, cu niște pinte, am intrat sub fundațiile existente, în așa fel încât să ajutăm și fundațiile vechi să lucreze cu cele noi. Uitați aici fractura care este suficient de puternică, pe care nu puteam să o neglijăm. Și acum o să vă arăt cum am făcut noi efectiv. Vedeți?
Deci, la fundațiile vechi, noi am făcut o grindă puternică care este ancorată sub fundațiile din piatră, care s-a făcut pentru fiecare cameră în parte. De asta, cantitatea de oțel beton care a fost montat aici a fost de 27 de tone. Uitați, asta este armătura. Deci asta e pentru fiecare cameră. O a doua abordare, nu știu dacă v-am spus partea de arhitectură, cât s-a pus pe C1, dacă îmi permiteți. Zugrăvele 1100 de metri pătrați, glet 1865 de metri pătrați, izolație termică 330 de metri pătrați, pardosel parchet stratificat 258 metri pătrați, pardosel de gresie 85 metri pătrați, strat termoizolant vată minerală 250 de metri pătrați, restaurare ușă 190 de metri pătrați, învelitoare tablă zincată 550 de metri pătrați, restaurare ceramică, curățire, restaurare 130 de metri pătrați, tratamente piatră 130 de metri pătrați, curățire soclu 170 de metri pătrați. Acum vom trece, dacă îmi dați voie, la turnul la C2. Eu, aici, la turnul C2, am avut o foarte mare problemă. În momentul în care a fost evaluat proiectul, nu s-a știut că această fundație era așezată pe patru arce din piatră. După cum vedeți, aceste arce din piatră aveau la colț un alt pinten din piatră, care a ridicat foarte mari probleme. Și atunci s-a pus problema ca noi să intrăm sub aceste arce din piatră, din care să plece consolidarea. Vă mărturisesc că ăsta a fost un prim lucru foarte, foarte delicat, pentru că au coincis lucrările noastre cu lucrările care erau la nivel de sosea, acolo pe Cuza Vodă. Și în momentul în care trecea câte un utilaj din ăsta, să spunem mai greu, deja noi percepeam foarte mult niște vibrații care ne-au dat foarte mult de gândit. Atunci, vă mulțumesc, domnul primar, că atunci știți că am discutat, ne-am asumat un risc vis-a-vis de faptul ce avem de făcut, pentru că a nu intra sub aceste fundații, consolidarea nu mai era valabilă. De fapt, acest turn, el cum lucrează? Lucrează ca un hopa mitică. Are o fundație puternică, iar din această fundație se naște un tub care este rigidizat, să spunem, din 3 în 3 metri, iar care la un seism este ca un hopa mitică. Exact știți cum aveam noi când eram mici, el are o stabilitate perfectă. Am fost împreună acolo. Da. Păi atunci v-am solicitat să veniți și că, sincer, mi-era frică, că vă mărturisesc că aici simțeam foarte mari vibrații de la șosea. Și atunci s-a luat decizia asta, care a fost o decizie bună în final, dar care cum să vă spun, în momentul ăla a fost delicate. Mă scuzați, am emoții, nu știu de ce, dar am emoții. Te liniștești. Da. Acum imediat vă dau partea de consolidare. Acum imediat. Deci deja aici noi am plecat cu pintenii. Am să trec peste asta ca să fiu mai expeditiv, că nu vreau să abuzez de... Și să vă arăt de cum am plecat cu grinzile. Eu am făcut pe fiecare detaliu. Fotografii de la toate fazele, de la toate tipurile de lucrări, orice. Și vreau să vă spun, așa cum vedeți aici, așa avem la toate lucrările. Și canalizare, și drumul, și școli, la început, cum a fost pe parcurs și până la final. Așa avem tot. Că mulți vorbesc despre lucrări, dar habar n-au. Ei știți și cred, dacă pe mulți îi întrebați, s-au dat un bar din bibliotecă și s-au schimbat tabla asta. Uitați-vă ce e acolo, nu mai uitați și lucrarea acolo, în fier. Deci, asta, deci,
structura turnului a fost dublată, cum vă spuneam, de o structură din beton armat, care în cea constat în elemente verticale, precum și diafragme la fiecare nivel. Turnul de sus până jos. Turnul de sus până jos. Aici este acel radiar pe care vă spuneam, acel, de fapt, baza exact, din care se pleacă tot în sus. Uitați. Ia uitați ce am. Ce durează așa de mult? Deja vorbim de artă în fier. Nu, vă dați seama că nu puteam să facem, trebuia să fim foarte atenți, pentru că cerințele proiectantului au fost foarte clare, de respectat, plus că am avut și multe de la inspecția în construcție, deci erau etape care noi nu puteam să trecem peste ele. Așa, deci cum vă spuneam, la rezistența la C2 au intrat așa, beton 38 de metri cubi, cofraje 176 de metri pătrați, armături 11,3 tone, iar scara metalică tubulară 2700 de kilograme. Acum vom trece la turnul C3. Rugămintea mea ar fi dacă puteți să mă întrebați, adică aș vrea da, să plecați. Încearcă da? Să închei și cu C3 și da, și da. Da, imediat. În C3 a fost o altă abordare. Pentru că de data asta ni s-a permis ca în C3 să... C3 fiind corpul anexă, să facem pereții de care pomenea domnul primar, cămășeala pereților cu plase sudate pe o parte și pe alta, întărirea nodurilor și realizarea, de fapt, acolo, cu alte cuvinte, în C3 noi am făcut o altă clasă, o altă casă cu materialele, să spunem, o parte noi, o parte vechi. Asta este vorba de grinda de fundație, care vedeți tot să pleacă cu o armare inferioară care intră sub fundații și o carcasă puternică care, de fapt, centurează toată clădirea. În C3 a fost așa, săpături manuale, 110 metri cub, demolare zid cărămidă, 190 metri cub, desfacere șarpantă, 430 metri pătrați, zidărie, 55 metri cub, tencuieli interioare, 1700 metri pătrați, gled de Ipsos, 1700, zugrăveli, 1700, strat termoizolant pardosel, 246, șape, 220 metri pătrați, pardosel grese, 220 metri pătrați, strat termoizolant terase, 600 metri pătrați, căptușel uși, 66 metri pătrați, ferestre, 60 metri pătrați, uși, 62 metri pătrați, înveritoare, 500 metri pătrați, pardosel mansardă, 350 metri pătrați, compartimentări, pereți antifoc, 280 metri pătrați, tratament lemn, 780 metri pătrați, zugrăvel silicace, 225 metri pătrați, ferestre traforate, 30 metri pătrați, placaj faianță, 80 metri pătrați. Iar pentru partea de rezistență, beton, 135 de metri cub, armătură, 22 de tone, 3, consolidare zidăriei prin cămășuire, 521 metri pătrați, grins planșeie, 22 de metri cub, podină grins, 375 metri pătrați, șarpantă și înveritoare, 500 de metri pătrați. Acum am să vă rog să-mi permiteți să discutăm partea de arhitectură, în care la partea de arhitectură, cum vă spuneam, cel mai important lucru a fost, să spunem, restaurarea elementelor de ceramică. Vă spun că împreună cu un colectiv de la Universitatea Cuza din Iași și de la Facultatea de Fizică din Iași, noi am făcut cercetări pe aceste elemente de teracotă, cercetări pe care noi le-am publicat în primă fază la Universitatea din Evora, de lângă Lisabona, iar următoarea a fost publicarea acestor concluzii în două reviste specialitate, o primă revistă în Elveția, în Key Engineering Materials, care s-a publicat în 2015. Uitați, ăsta este colectivul Vasile Pălin, Ionă Uțanu, Eugen Borș, Iurica Vasălache, Ion Sandu, Mihai Brânzilă. Este colectivul care noi am făcut cercetarea.
Iar o altă lucru a fost publicarea într-o revistă din Statele Unite, în imediat se deschide. Este vorba în revista, se cheamă Color Research and Application, în care noi am publicat, să spunem, cercetările și concluziile la care noi am ajuns. Tocmai de asta vă spun că, pentru mine cel puțin, este o mândrie că afară s-a auzit de noi și de această lucrare, care eu pot să spun că mă pot mândri cu ea și repet, și iertați-mă că repet, este o lucrare de restaurare pură, cum puțin se găsesc în România. Dacă cineva poate să mă contrazică, eu sunt dispus la orice discuție și la orice lucru. Lucru care pe lângă problemele care au fost aici la șantier, au fost dublate, eu știu, și de, să spunem, tot felul de păreri pro și contra despre, să spunem, inerția unor anumite oameni care sunt pe piața noastră de monumente. Dar noi, în final, am reușit să facem un lucru de calitate. Și repet, chiar mă mândresc pentru el și asta este. Vă mulțumim. Dacă colegii din presă au întrebări, vă rugăm. Pozioane, vor fi concursuri literare, va fi probabil, vor fi și ședințe de cenaclu literar, vor fi foarte multe lansări de carte, mini-concerte, pentru că acolo este și o camera de artă ilumită și camera de muzică a bibliotecii, vor fi foarte multe activități dincolo de activitatea efectivă de bibliotecă. Nu, vor fi activități legate de promovarea culturală a municipiului Roman, a romașcanilor implicați într-un fel sau altul în actul educațional, în actul cultural, pentru că acest obiectiv, această perlă arhitectonică a municipiului Roman trebuie redată nu numai din punct de vedere constructiv, nu numai din punct de vedere al funcționalității ei, ci ea trebuie redată și din punct de vedere al sufletului. Foarte frumos a spus aici domnișoara director, nu o vede ca pe o clădire, o vede ca pe o persoană. Deja este o legătură între cei care lucrează și între această clădire, între cei care vin în ea. M-a bucurat ieri că foarte mulți oameni au fost prezenți la deschidere. Nici nu știu la ce deschidere au mai fost așa, doar la microhidrocentrală a mai fost, cred că tot așa de mulți. În rest, cred că microhidrocentrala și cu biblioteca au avut cei mai mulți oameni la deschidere. Și m-a bucurat foarte mult, mulți oameni de cultură care au dorit să vorbească. M-a impresionat foarte mult în discursul său domnul director Ionescu, fost director al bibliotecii. Un om plin de suflet, un om plin de suflet, un om valoros. Iată că Romanul are valori, cum a spus și domnul Eugen Boș, nu trebuie să ne împiedicăm în discuții sterile, trebuie să facem lucruri frumoase pentru Roman și pentru romașcani. Iar ca să închei răspunsul la întrebarea dumneavoastră, da, biblioteca va fi un lăcaș de cultură în care se vor regăsi orice componentă a unor activități care țin de cultură, de carte, de literatură. Programul cu publicul intenționăm să începem cu 1 iunie, după programul 9-17, deocamdată. Ne așteptăm. Va exista și posibilitatea vizitării separate a turnului, să zicem, pentru cei care sunt... Da, sigur. Da, va exista. Mai mult decât atât, noi vom vedea în perioada următoare achiziționarea unei lunete astronomice, pe care să o montăm acolo și cu ocazia diverselor evenimente astronomice să poată fi observate. Am fost, nu știu când, anul trecut sau acum 2 ani, a fost o eclipsă, tot la fel, se dorea să fie privită, unii s-au urcat pe blocul turn, alții au plecat în alte zone. Poate fi o zonă frumoasă din care să se poată observa. Avem în plan să finalizăm și acest proiect acolo sus al nostru. S-a renunțat la proiectul Academia Literară acolo în subteranul corpului? Nu se va mai face. Nu era suficient spațiu, iar consolidarea, ar fi trebuit să renunțăm la elemente de consolidare. A, da, nu. Nu, mai stat. Nu. De subsolul parțial se poate vizita așa cum este. Este pus în valoare. Se poate vizita, e pus în valoare. Sigur că da, fără probleme. Dar nu ai spațiu suficient, mai ales pe noile condiții impuse de ISU,
ca să faci a doua ieșire. El din construcție este mic, deci că are 1,80 m lățime. Da, n-are. Eu aș propune, dacă îmi dați voie, ca un fel de lapidarium. Deja este. În care noi acolo am găsit niște pietre. Niște pietre, știți ce vă spuneam ieri? Da. Și eu am o teorie personală acolo cu acele pietre, dar pe care o să vedeți pe mai târziu, pe mai cercetăm un pic. O să o gândim, trebuie dezvoltată ideea și cred că e cea mai la îndemână. Exact, să putem realiza așa ceva acolo. Exact. Un lapidarium asta să facem. Da. Nu sunt probleme. Aș mai avea o mică, mă iertați, vă rog, încă o mică completare la ce am spus eu, vă mărturisesc când pregătesc mai mult, dar nu. În această perioadă s-au făcut și niște descărcări arheologice în curtea interioară. Lucrări pe care au fost conduse de către domnul doctor George Hânceanu și acolo s-au găsit un atelier medieval. Este o confirmare că în zona Romanului, în acea zonă, era, să spunem, un punct de în care existau meseriași și care a oamenilor de aici, dincolo de ideea creată doar de centru de târg, de punct nod comercial, erau și breslele reprezentate și pe alte domenii de activitate. Lucru care a fost publicat și la simpozioane, chiar și în reviste specialitate. Deci, dacă îmi permiteți, domnul primar, este că această lucrare a noastră are o reprezentare pentru specialiști și ceea ce este foarte important, că de noi și de bibliotecă se știe la nivel național. Pentru noi, zic, asta este o mândrie. Sigur, da. Pentru domnul Bucur, și-ar vrea să întreb pe Ana, în ce perete ați îngropat tot de scurt și Știți cum, dacă îmi dați voi, este un vers al lui Tudor Arghezi care spune așa: altarul ca să ție și pietrele să fie, cer inimă și suflet zidite în temelie. Acolo e o parte din sufletul domnului Borș și nu numai. Și nu numai, treaba e echipă. Ei, uitați-vă, fac o mărturisire acum. Să știți că faptul că am terminat lucrarea, simt că ceva îmi lipsește, că nu mai merg pe acolo. Da, tu ai mai fi lungit-o vreun an. Nu, dar... Sunteți invitatul. Da, așa este, pentru că te legi. Da, adică vreau să vă spun trăiești un lucru care... Trăiești un om 5 ani de zile, nu ești prieten, ești legat, ești... Să... Și când pleacă în altă parte, deja se creează un gol. Da, să știți că, dacă îmi permiteți, lucrarea de restaurare se face în primul rând cu sufletul. Nu se face cu... Ori în momentul în care este o conexiune sufletească, da, locurile sunt deprisos, comentariile sunt deprisos. Vă mulțumesc și vă urez o zi bună tuturor!